Confundându-l cu un mușuroi, un șoarece distrat s-a urcat pe un leu care își făcea siesta. Animalul cel feroce s-a trezit, l-a prins cu laba lui uriașe pe nefericitul rozător și l-a dus la gură, șovăind dacă să-l mănânce sau nu. Nu mă mânca! l-a implorat șoricelul. Dă-mi un motiv ca să nu o fac! a răgnit leul. Îți voi da două motive! A răspuns șoarecele. Primul este că sunt o bucătură măruntă pentru tine, nu ți ajung nici măcar ca aperitiv. Al doilea este că-ți voi fi foarte recunoscător și într-o bună zi îți voi întoarce favoarea. O favoare? Vei vâna oare o zebră și mi-o vei aduce la cină? A râs leul și pentru că ideea șoarecelui îl amuzase l-a lăsat să plece s-a întâmplat că peste câteva zile leul a căzut în capcana unor vânători. A rămas atârnat într-o plasă foarte rezistentă și oricât de mult s-a străduit, nu a reușit să se elibereze. Atunci epuizat, a început să geamă, gândindu-se la soarta crudă care l-aștepta când aveau să apară cei care montaseră capcana. Deodată, a auzit un zgomot ca de fierăstrău. Era șoarecele care, cu dințișorii lui ascuțiți, rodea plasa. Puțin mai târziu, leul era eliberat. După cum vezi, a zis șoarecele, ți-am întors favoarea. Îți sunt de două ori recunoscător, i-a răspuns leul, pentru că m-ai salvat și mi-ai dat și o lecție. Morala... Chiar și cei puternici au nevoie uneori de ajutorul celor mai slabi.